Ce energie faină aveți! Salutare, salutare! Wow, ce măști ciudate aveți! Deci că am primit un eveniment corporate la martorii lui Hannibal Lecter. E frumos, e drăguț, ok? Eu sunt Bogdan. Încerc să fac stand-up. Am venit să încerc să dau un exemplu pozitiv celor care vor să facă stand-up. Eu, ca fost polițist, încerc. Chiar dacă dai greș, cum presim că o să fac. N-am reacție când zic că sunt fost polițist, că nimeni nu mă crede. Văd pe fețele voastre, nimeni. Chiar am pățit să merg la un apel singur, la 112. Am bătut la ușa, a ieșit o bătrânică, s-a uitat peste umărul meu și a întrebat, dar poliția nu vine? Știu. Vă fac un scurt istoric, cum e viața de polițist. Aveam 20 de ani, locuiam în București. Aveam 11 milioane salariu, 8 chirie. Un coleg de apartament, tot polițist, că nu-mi permiteam. Un băiat foarte fain, cu un mare defect. Cred că știți și voi, vorbea cu adevărat. Bă, foarte enervant, te călca pe nervi. Adevărat John, adevărat boss. Asta până a fost într-un concediu în Spania la Vărusul și s-a întors cu es verdad. Asta e bun. Și acum că au trecut sărbătorile pascale, mi-amintesc că n-am nimerit și noi Paștele liber. Și eu respectos am zis, bună dimineața, Hristos a înviat. Verdad că a înviat, zic, ok. În schimb, eu eram fericit că aveam o iubită în Timișoara, care mă aștepta, credeam eu, până am primit mesaj că vrea să ne despărțim. Am întrebat de ce, mi-a zis că nu se simte în siguranță alături de mine. Ca bărbat e doare, dar ca polițist e crunt. Crunt. Da. Opa! Diferența, oricum, bărbații și femeile văd total diferit conceptul de siguranță. Adică femeia cunoaște un bărbat, le povestește prietenilor, cred că mă voi simți în siguranță alături de el. Bărbații cunosc o femeie, le povestesc prietenilor, maxim două zile, cu siguranță o bag în pat. Și peste 4-5 ani de relație te pune să schimbi siguranța de la becul ăla care s-a în casă, care probabil e singurul lucru care se mai arde în casa aia. Da, frumos pot să-mi cuvânt. Am văzut mai mulți colegi arestați decât infractori. Aș vrea să fie o glumă. Personal, n-am luat niciodată șpagă și oricine a lucrat în patrulă, nici el, oricât aș fi insistat. În schimb, am avut o pasiune, mereu. IT-ul. Asta a fost... Eu mi-am dat demisia și m-am angajat în IT. Mereu mi-a plăcut conceptul de IT. Apoi l-am întrebat pe Marius, colegul meu, ce părere ai despre IT? A zis, sau am văzut filmul, e verdad, cu filmul cu extraterestrul ăla și zboară peste lună. Ăla IT, nu... Da. Chiar am plâns când am primit telefonul ăla de angajare. Am fost atât de... Mi-am depus demisia, am dus atât de mândru în prima zi la lucru. L-am cunoscut pe colegul meu, am întins mâna, am zis, salut Bogdan, am plecat capul, zic, fost polițist. El s-a ridicat, a întins mâna, a plecat capul, a zis, fost jandarm, zic, ah, ok. Mi-au pus în patrulă, e ok. Mi-au jobul foarte în serios, pentru mine jobul nu e o glumă, salariu în schimb. Cred că ați văzut mulți polițiști, stereotipurile cu polițiști. Ați văzut pe ăștia care sar gardul în timp ce cineva deschide. Da. Am fost acolo, am fost acolo. Deci eram în patrulă, am primit apel la 112 că e un hoț în locuință. M-am dus eu cu colegul, patrulă pedestră, de la zona Perla pe Radu Beller. Am luat un taxi. Eu am ieșit pe geam, dădeam cu bastonul, colegul făcea ca sirena, adică încercam să ne descurcăm. Taximetristul a pus pe avarie, am ajuns la fața locului, unde era un coleg care ajunsese cu mașina mai vechi decât noi. Și proprietarul a zis, uitați, e acolo în sfragerie. Eu entuziasmat direct, am sărit gardul când am ajuns sus, domnule, ce faceți, domnule? Prea târziu. Am intrat în casă, colegul ăsta cu experiență ne-a învățat, a zis, fiți atenți, scoateți pistoalele și țineți lanterna în mâna stângă, departe de corp. Zic, de ce? Zice, păi dacă țineți lângă voi și el are și el o armă, trage voi, vă nimerește. Și atineți lanterna stângă și dacă trage, direct mă gândeam, voi nimerește mâna, scap lanterna pe jos, mă împușc în cap, îți prost. Deci emoțiile creșteau, am ajuns în casă, ne-am împărțit, un stânga, un dreapta, bă, ce emoții, nu vă pot... Deci eram terminat. Tot ce mă gândeam era, te rog, Bogdan, nu. Fii stăpân pe tine. Doamne, de școală de poliție, 10 ani de Counter-Strike, te-au pregătit pentru asta. Repetă-ți, Counter-Terrorist. De ce ți-e frică, nu scapi? Și asta am pățit eu. Exact pe lângă mine a fugit. El a fugit, eu după el. El a urcat pe scări, eu după el.
A ajuns la etajul 2, eu după la etajul 2. A ieșit pe un geam și s-a urcat pe acoperiș. Am ieșit și eu pe geam, am urcat pe acoperiș. L-am văzut când și-a luat avânt și a sărit pe altă casă. Eu mi-am luat avânt, pe 11 milioane, acum... Nu... În schimb, am coborât foarte repede la parter. Foarte repede, deci foarte repede. Am dat pe stație toate semnalmentele, am văzut, se mă ochi în ochi, zic, Batman sare pe aici. În jumătate de oră erau poliție canină, criminaliști, judiciari, șeful secției, toată lumea acolo. Și am văzut cu coada ochiului cum criminaliștii fac poze. Îl prindem. Prostul, ăsta e gardul. Și-a lăsat urmele de papuc în zăpadă. Zic, știți, eu... Mi-am dat seama brusc că m-am transformat din polițist în suspect și... Zic, știți, eu am sărit. Păi nu era deschis. Am entuziasmat. N-au înțeles băieții, au șters pozele de pe card. După aceea au scos telefoanele, au început să facă ei. Au trimis pe WhatsApp la toată secția, deci mă uitam jur împrejur cum toți deschid telefoanele și râd. Ceea ce demonstrează fără dar și poate că cine râde la urmă râde mai bine. Da. Bravo. E,